Eu sunt Paul Schreiber, CEO de la compania Trophy Netherlands BV. Și este un firma, are o inovație, vrei să introduc pe piața, în Olanda, bineînțeles, de unde noi suntem, Netherlands, bineînțeles, la fel aici în România. Noi am fost mai mult în România și am un partener investitor aici și colaborator și am dezvoltat o mașină Smart Coffee Maker. Adică este un startup, a lucrat aproximativ 5 ani sau ceva din genul ăsta și acum suntem de pregătire să pornește, lansează produsele, adică activ pe piață. Ianuarie și mai înainte, mergem cu produs Trophy. Am în spate aici un model de pre-production și este de demonstrează ce sunt calitatea și capabilitatea acest mașina. Principal, primul este în momentul de față, când a fost Telecom, la mod de operare, am un Nokia, pot să vorbim și texting. A fost un fantastic device. Și incremental innovation, adică să se numește, de exemplu, a fost odată după BlackBerry. Poți să facem întâlnire și emailering. Emailerul a fost unul, pe cel mare inovația este de facto the game changer. Și a fost, am aici în mobil un smartphone, am internet one touch away, mobile on the go. Anytime, any place, anywhere. În domeniul de la cafeluța, avem în piață numai mașinile tradiționale. Black, negru sau alb. Și cam așa. Și monedă trebuie să fie utilizat și altceva. Sunt niște dezvoltare în piață, niște incremental inovație, pe unde poți acasă să ai un fingertip away, poți să profile și personalizăm un pic, numai acasă, la acest device. Și acum noi am văzut pe piață, dezvoltam în 10 ani de zile, firmele de high-end coffee store introduc cu ingredientele la sirop și tiramisu, vanila și mai departe, păi sunt operatorile manual, corect? Și există o mașină ce face de tot? Nu. Noi am aici în spate și este la fel cu această explicare, un smart coffee maker. Și Dar de ce este smart? Înțeleg că folosiți tehnologia IoT în el, aveți o aplicație de mobil. Yes. Ce faceți cu toate aceste tehnologii? Și ce faceți? Ideea este următor. Dacă eu întreb pe piață un prezentare sau ceva, cine am utilizat un cafeluță dimineața? Toată lumea, aproximativ. Da, am făcut un cafeluță. Ok, bravo! Și cine e foarte fericit și mulțumit cu acest cafeluță? Ops! Numai 30, 20, 40 de lume din această audiență este fericit și mulțumit. De ce restul nu este? Din cauza nu este exact cum vreau, e aproximativ sau a fost mai... nu bine at all. So that means noi poate să îmbunătățim experiența de angajament de la cafe pentru consumator. Cum facem? Device-ul, personalizăm recepturile și ai locked in și pe urmă selectăm, comunicăm la un smart coffee maker oriunde și ai plătit inclus, automatic dacă vrei așa. Deci, un smart coffee maker is the next best thing. Coffee anytime, any place, anywhere, the way you want. Your way. Păi, din câte îmi dau seama, voi o să distrugeți business-urile actuale cu vendor mașinurile, cu acele automate de cafea cu monede care sunt acum pe piață. Eu cred nu facem distrugere, facem o altă colaborare, facem niște inovare. Ei vrei mașinile noastre, eu cred. Pentru consumator ultim este cine vrei acest device-ul. Device-ul primul rând de la smartphone de la Steve Jobs a fost introdus pe piață numai early adapters. Ei vreau să, e diferit, mie îmi place inovația, Restul nu vrei mai scump sau ceva din genul ăsta. La fel aici în piață, și în domeniul aici. Păi sunt niște companii, vreau să fii diferit în fața celălalt. Suntem inovativi, vreau să dezvoltăm ceva novitate. Și ei, cine are gândire de mod, acum toată lumea are un smartphone. Da. Ceva în genul ăsta, în paralel, eu anticipam pentru acest proiectul de la noastră. Deci e o colaborare și intensivare. Deci poți să creștere piața pentru cine înțelege Smart Coffee Maker. Paul, dar acest vendor mașin al vostru, automatul vostru, merge, înțeleg, mai mult în birouri, în clădirile acelea de birouri pentru companii. Ce este în spate aici, de la noi, acum, este prima mașină de la gama, noi am făcut în dezvoltare de la un platform. Acest platform are
mașinile diferite pentru diferite segmente de piață. Adică asta e, cum ai spus, B2B machine, pentru office, birourile și mai departe. Da. Și noi am acolo pentru professional vending, afară, public domain, un preference machine. Este dezvoltat, prototip, acum este conveniabil aici, are un touchscreen 21-inch, adică este un alt segment de piață. Așa. Și am alt machine pentru Horeca dezvoltat și este pe urma să fie introdus cu așa, lapte fresh. Și pe urmă am un pentru B2C, adică retail, pentru da, acasă, un micuță, but critic principal, fac exact și one app across all channels. Aha, ok. Și, smart community. Și dacă să zicem că am câteva automate din acestea de cafea și le gestionez eu, am eu o firmă prin care le gestionez și că sunt acele afaceri, da, da, care exploatează aceste automate. Okay. Bun. Și vreau să înlocuiesc cu al tău. Cum se face plata? Eu cum îmi iau banii? Tu la antreprenor în acest... Antreprenor, da. Cum plătește clientul și cum îmi iau eu banii? Clientul are un app și poate să download aplicația și are interacția cu acest device-ul și comunicăm la un payment platform pe unde tu poți să plătești. La fel cum sunt altă soluția. Pe urmă ai tu un prepaid wallet, adică prepaid coffee card, ceva din gen ce este, de exemplu, în Skype, ai prepaid account you can use. Deci, de exemplu, ai 20 euro în carte de la tine. Ok, tu mergi la un aparat, dacă costă 1 euro, redusă aparatul cu cafeluța 1 euro, dacă este 1 euro 50 sau 2 euro, se reduce 2 euro și ai plătit automatic. Asta este în sistemul nostru dezvoltat. Și pe urmă, noi știm, asta e un aparat de la operator, de exemplu, domnul voastră, și celălalt este de la domnul voastră, facem recapitulare, și plătim pe urmă săptămânal de la domnul voastră. Minus, bineînțeles, comisiune noi facem. Ah, ok. Spune-te, rog, cum ai început această afacere? Cât sunteți asociați în firmă? Asociații, adică shareholder-ul? Shareholders. Noi am patru shareholder-ul. Și tu ești inițiator, ești fondator, primul fondator? Sunt primul fondator cu două persoane. Cu încă două persoane? Da. Poți să ne spui așa ca ordin de mărime, cam câți bani ați investit cu toții în acest... Asta e un, nu e un secret, e în dimensiune de la milioane de euro. Ordinul milioanelor. Da. Și partea de fabricare, cum realizați aceste mașini, aceste automate? Noi am pre-production, se numește, făcut aici, în România. Și pe urmă, ideea este în scaling of the business. Noi am legătura cu mass production facilities din China. Deci, pe urmă, este ideea să facem outsourcing în China. Pentru noi facem acum modelul 1 și pe urmă un alt upgrade și alte modele. Asta este ce sunt noi foarte bine echipați. Designul e al vostru, conceptul? Da, e al nostru. Da. Deci, softul, hardware, software, design, de tot. Softul, practic, l-ați făcut voi? Tot. Aplicațiile, dezvoltarea de aplicații, da, și pe IoT și pe iOS și pe Android. Da. Și ca tehnologii ce aveți în el? Spuneai despre IoT, despre... Este un smart connected device. Noi am IoT, Internet of Things, adică este un device conectat to the cloud și comunicăm informațiile, big business data, business intelligence, artificial intelligence, tot este integrat în proiectul nostru. Și ce parte faceți în România ca fabricare? De tot. Asamblăm aici de tot și componentele, bineînțeles, ai screws and bits and pieces, sunt cumpărat și s-au configurat la noi. Și unde e facilitatea? Unde este fabrica? Pe lângă un micuțat oraș, pe lângă București, Bragadiru. Și cam ce capacitate aveți de producție? Aici, în România? În general, până un milion sau ceva. Cum adică un milion? De bucăți. Poți să faci un milion? Nu astăzi. Este de pregătit pentru fabrica din China, este echipat cu 3.000 de oameni de angajați, de exemplu. Am înțeles, dacă ai comenzi, poți să acum este supply-demand. Ați ieșit pe piață cu ele sau?
cum? Ați ieșit deja pe piață cu ele? Sunt pe piață, le vindeți? Da, acum suntem de... Ok, am în Olanda niște mașinile, aici în România, suntem de testare și acum suntem... Ok, în alte 10-20 de bucăți pot să fi locuit aici și pe urma vreau să fac order intakes. Și cine vrei, primul modelele și are un discount, bineînțeles, pentru launching customers și noi căutăm acum clienți real, nu virtual. Am înțeles. Și cam la ce prețuri? Poți să ne spui așa, ca, cam ce, cu ce prețuri ieșiți pe piață? Cam cât ar costa un astfel de automat pentru un birou? Sau? Pentru un birou depinde. Noi oferim diferite soluții. Poți să cumpăr o mașină. Pe mod normal am dezvoltat un concept pe unde poți să oferim un concept de leasing. Și costă aproximativ 200 de euro lunar. 200 de euro lunar. Bun. Și ca model de business, voi practic... cum câștigați bani? Vindeți aparate, operați o taxă, practic luați o taxă de utilizare sau cum? Nu știu. Din ce primul am revenue streams, să zicem pe limba engleză. Unul este să noi producăm mașinile și vândut. Adică este un margin, gross margin, adică un revenue stream. Și celălalt este două, este ingredientele, este repeat business. Pentru o mașină trebuie să fie să folosesc niște stocul și componente de ingrediente ce trebuie să fie replenished, adică trebuie să fie reintrodus. Ingrediente pot să fie cu un colaborator de cafeluță sau pe urmă noi nu știm acum, dacă noi inventează niște nouă domeniu, locația, pot să fie un trofei cafe. Deci aici am un alt ingredient, este un revenue stream, repeat business. Al treilea, am un interactiv medium în fața tine. Este un device, comunicăm one-on-one, da. Să zicem, direct marketing tool. Și comunicăm direct cu clientul în fața ce este acolo. Deci poate să fie content management, revenue stream driven. Și la parte 4 este de la comenzi, de la comisiune, de la sistemul de plată.